Mircea Badea. Discutăm subiectele importante. Începem însă cu o legătură directă cu Gabriela Firea, care astăzi, împreună cu Sebastian Burduja, a semnat protocolul de colaborare pentru tot ceea ce înseamnă alianța PSD-PNL pentru alegerile locale, în mod special. Ce înseamnă, doamna Firea, ceea ce ați făcut astăzi, semnarea acestui protocol? Care e, de fapt, efectul? Campania deja a început, neoficial, sigur. Bună seara, sigur. Suntem în precampanie acum. Bună seara invitațiilor din studio. Acest protocol pe care l-am semnat parafează practic alianța la nivelul municipiului București a Partidului Social Democrat și a Partidului Național Liberal prin filialele lor. Asta însemnând o colaborare în Consiliul General și realizarea unei liste comune de candidat pentru Consiliul General. De asemenea, acest protocol a fost semnat de către toți președinții de la sectoare PSD, respectiv PNL, care de asemenea vor avea liste comune la consiliile locale ale celor 6 sectoare ale capitalei. Ce ne propunem, așa cum am mai exprimat, o colaborare pentru proiectele necesare capitalei, transport, poluare, trafic, educație, sănătate, cultură. Este normal, dacă decizia a fost luată așa cum cunoașteți, la nivelul coaliției, ea să fie declinată acum și la nivelul municipiului București, așa cum se întâmplă în majoritatea județelor din țară. Există în acest moment, doamna Firea, un semn de întrebare, să spunem, cu privire la felul în care funcționează deja această alianță în București. O să discutăm despre subiectul acesta în câteva clipe. Mă refer la situația candidatului Cătălin Cârstoiu. Sunt mai multe discuții aici. Până acolo însă, explicați-mi pentru Consiliul General, dacă mizați pe majoritate, PSD-PNL, e posibil acest lucru și pentru consiliile de sector? Nu mă refer acum la primar și la candidatul pentru primar general, ci exact la Consiliu, pentru că știm, ați explicat și dumneavoastră la momentul la care ați fost primar, cât de important este Consiliul pe care îl are un primar în spate. Așadar, din 7, în câte sperați, de fapt, să aveți majoritate după alegeri? Cu siguranță, primarul general, ca oricare primar al unui UAT, are nevoie de majoritate, pentru că altfel se pierde foarte mult timp cu negocierile pentru fiecare proiect în parte și cetățenii nu pot să beneficieze de tot ceea ce se promite în campania electorală. Cu o majoritate, fie ea și simplă, lucrurile decurg într-o normalitate și într-un echilibru. Din calculele noastre vom avea majoritate simplă în Consiliul General. Majoritate pentru patrimoniul de 2/3 este mult spus, nu vom avea o astfel de majoritate. Va trebui să stabilim colaborări punctuale cu ceilalți parteneri politici care vor intra de această dată în Consiliul General. Pe vremea când eram primar general, existau PSD, PNL, USR și ALDE. ALDE nu mai există acum ca formațiune politică. Acum probabil vor fi alte partide care vor intra și în Consiliul General. La fel vom avea majorități în celelalte 6 sectoare, 6 consilii, dar tot majorități simple. Nu avem cum, după calculele noastre, realist vorbind, că așa fiecare poate să vină să spună orice. Dar asta nu înseamnă că se va și transpune în realitate. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ. În politică, unul și cu unul nu fac doi de fiecare dată. Ne uităm, o să facă unul și jumătate. Vedem exact cum funcționează această... Dar ne dorim această... o majoritate, tocmai pentru că e normal să putem să aplicăm ceea ce ne dorim la nivel administrativ. În acest moment, doamna Firea... Ce primar vor câștiga, într-adevăr, absolut, în capitală, absolut. Din cele 7 candidaturi. Absolut, trebuie văzut exact care e situația acolo. Doamna Firea, în acest moment, considerați că PSD și PNL îl susțin și promovează suficient pe candidatul pentru primăria capitalei, pe doctorul Cârstoiu? Categoric, filialele PSD și PNL din București susțin candidatura, decizia politică care a fost luată, ne-am însușit-o cu toții. Domnul doctor Cătălin Cârstoiu a fost invitat la toate cele 6 sectoare, atât la PSD cât și la PNL. Noi chiar am avut recent și alegeri în interior și a fost invitat atât la aceste evenimente, să spunem, festive, dar și la ședințe de lucru. Ne cunoaște deja
colegii, modul de lucru. Am avut și acțiuni în stradă, în cartiere și diferite alte întâlniri. Și atunci de unde toate discuțiile din spațiul public? Discuții au fost și vor fi. Este greu într-un timp atât de scurt să se asimileze atât de multă informație și este evident și dificil să se ardă niște etape în sensul cunoașterii în profunzime și a tuturor membrilor celor două filiale, dar ceea ce este necesar și anume suportul există. În orice campanie electorală, dumneavoastră știți foarte bine, pentru că urmăriți fenomenul și la fel invitații din studio, există o stratificare. Există 33,3% prestația candidatului, procent egal echipa politică, susținerea uneia sau a două formațiuni sau trei, nu știu, formațiuni politice și procentul egal cu promovarea prin marketingul politic. Niciuna nu se poate substitui celelalte. Politicul face tot ceea ce este necesar în acest moment. În primul rând, pregătirea votanților, informarea acestora asupra calităților candidatului. De asemenea, în câteva zile va fi anunțat și programul de guvernare locală. Vom disemina aceste informații, ne vom pregăti pentru ziua votului, reprezentanții noștri în secțiile de votare. Vom fi atenți și vigilenți la numărarea voturilor pentru a nu se întâmpla lucruri care nu sunt democratice, corecte, transparente, cum am mai văzut. Dar, într-adevăr, și campania contează, strategia, felul cum este prezentat candidatul opiniei publice, dincolo de maniera domniei sale de a se prezenta el însuși în calitate de candidat cetățenilor presei. Marcel Ciolacu a zis, doamna Fira, în urmă cu puțin timp, președintele PSD, citez, am înțeles, e o presiune să fie retras Cătălin Cârstoiu. Eu nu sunt judecător, ce a făcut Clotilde e ilegal, o să vedem, o să mă gândesc, acel raport a fost înaintat la ANI. Eu nu cer, nu folosesc instrumente guvernamentale, Clotilde e trimisă în judecată, Cârstoiu nu e trimis în judecată, momentan... Eu am candidat. Asta spune domnul Marcel Ciolacu cu privire la Cătălin Cârstoiu. Ne-a atras atenția, recunoaștem cu toții cuvântul momentan. Am văzut că deja se vorbește despre candidatul momentan, doamna Firea. Ei, eu eram candidatul deocamdată. Deocamdată, tocmai asta mă întreb. PSD a trecut de la candidatul deocamdată la candidatul momentan? Tot aia, vreau să fie curat titlul, rămână în istoria alegerilor. Asta așa, ca să glumim puțin, să nu fim atât de încrâncenați. Eu am fost și astăzi la ședința de campanie, pentru că avem un sediu comun, așa cum știți, l-ați văzut și la televizor când am depus listele pentru alegerile europarlamentare. Și ne întâlnim în fiecare zi, reprezentanții PSD și PNL, atât cei politici cât și cei care reprezintă structura de organizare, de asemenea și consultanții care țin de zona de comunicare, ce vorbeam puțin mai devreme, cei 33,3 și așa mai departe până se face 100, apropo de cum e compus votul, pentru că trebuie să fim realiști, dacă nu există acest mix și această colaborare între prestația candidatului, echipa politică și managementul propriu-zis al campaniei nu este un rezultat de dorit. Și nu s-a pus problema, vă spun sincer. Repet, și azi am fost, voi merge și mâine, și sâmbătă, și duminică, în fiecare atunci zi. Atunci vă mai întrebăm și zilele următoare, ca să continuăm în același spirit. Nu s-a pus problema și dacă mă întrebați pe mine, este foarte târziu să retragi candidat din cursă cu atât de puțin timp înainte de declanșarea oficială a campaniei. Noi suntem acum în precampanie, dar cu o lună înainte, adică de pe 9 iunie, imediat după Paște, începe campania. Dacă retragi, cine candidează din partea PSD și PNL? Este un nonsens. Nu are cine să mai intre în cursă cu o lună și două săptămâni înainte, din punctul meu de vedere. Probabil după explicațiile pe care le-a dat domnul dr. Cătălin Cârstoiu și după evaluarea făcută, cu siguranță se va trece la alte teme, la alte subiecte. Am fost și eu în campanie, am fost și eu atacată, știu cum este ziua și atacul. Cu siguranță se va depăși acest moment. Mulțumim, doamna Firea, pentru interviu. Nu se va retrage sub nicio formă candidatul. Suntem deja în campanie cu tot ceea ce înseamnă campanie, pregătirea, repet,
a alegătorilor, transmiterea informațiilor despre candidați și despre program, echipele politice, echipele de marketing politic. Mulțumim. E imposibil de retras candidatul acum, în această fază. Mulțumesc și eu. Mulțumim, doamna Fira, pentru intervenția dumneavoastră.